Bună dimineața! Vă ne bucurăm să vă avem astăzi alături. Vrem să ne închinăm astăzi lui Dumnezeu cu tot ceea ce avem noi, cu inima, cu vocea, cu aplauzele noastre, pentru că El chiar merită. Tu strălucești, speranță ești și luminezi în noapte. Credința crește când privesc eu gloria ta. Iisuse, tu lanțul zdrobești, tremură puțin când vorbești, iar întunericul nu poate rezista. Revarsă, Doamne! Revarsă azi peste noi iubirea ta și ne inundă. Iisus, noi azi vom striga mai sus de nori să se audă. Crește când privesc eu gloria ta. Iisuse, tu lanțuri stropești, tremură munții când vorbești, iar întunericul nu poate rezista. Revarsă azi peste noi iubirea ta și ne inundă. Iisus, noi azi vom striga mai sus de nori să se audă. Oh, oh, Iisus, te voi înalța. Oh, oh, ai aprins inima ta. Laudă să ard, liber spirit am împiat, când și-a diluit păcatul din viața mea. Revarsă azi peste noi iubirea ta și ne inundă. Iisus, noi azi vom striga mai sus de nori să se audă. Iisus, te voi înalța. Wow, wow. Ai aprins inima ta. Și acum să cântăm toți împreună. Ne varsă azi peste noi iubirea ta și ne inundă. Iisus, noi azi vom striga mai sus de nori să se audă. Revarsă azi peste noi iubirea ta și ne inundă. Iisus, noi azi vom striga mai sus de nori să se audă. Wow, wow, wow. Iisus, te voi înalța. Wow, wow. Ai aprins inima ta. Wow, wow. Iisus, te voi înalța. Wow, wow. Ai aprins inima ta. Ieri, aceleași azi, aceleași vor rămâne în veșnicie. Dumnezeul nostru, sfânt, drept și plin de dragoste. Vindecare am primit
m-a curățit de păcat, m-a izbăvit. Moartea învins-o când pe cruce a murit. Biruind păcatul, viață El mi-a dăruit. Să ne unim împreună și să-i cântăm Domnului. Aleluia! Aleluia! Domnul meu a biruit. Aleluia! Pentru mine s-a jertfit. Cerul a fost deschis. Moartea salvarea noastră, Doamne. Îți mulțumim că ești sfânt, drept și viu în veci de veci. El a învins.
regele stă pe tron. Domnul meu să. Haideți să ridicăm mâinile noastre și să cântăm Aleluia Domnului. Astăzi, creștinii din lumea întreagă sărbătoresc, în mod simbolic, coborârea Duhului Sfânt. Dumnezeu s-a apropiat de noi, de noi oamenii, l-a trimis la noi pe Fiul Său, l-a dăruit pe Fiul Său pentru noi, pentru păcatele noastre, El a murit și a înviat din morți și noi îl celebrăm pe Iisus. Dar Dumnezeu nu este doar cu noi. Trimițându-L pe Duhul Sfânt, Dumnezeu a decis să fie în noi. Este dovada învierii Domnului Iisus Hristos, dovada înălțării Domnului Iisus Hristos și a existenței sale la dreapta tronului lui Dumnezeu în ceruri. El este botezătorul cu Duhul Sfânt. Vă invit în această zi să ne rugăm să venim cu încredere înaintea lui Dumnezeu, spunându-i, comunicându-i ceea ce simțim, ceea ce dorim, ceea ce ne apasă, ceea ce ne doare, pentru că Lui pasă de noi, El este de partea noastră, este cu noi și este în noi, în persoana Duhului Sfânt, în numele Domnului Iisus Hristos. Să ne rugăm în această dimineață. Îți mulțumim, Tatăl din cer, pentru mărețul Tău har, pentru că ne iubești așa de mult. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Te-ai apropiat de noi și ne-ai dăruit nouă oamenilor pe Fiul Tău. El a murit pentru păcatele noastre, s-a identificat cu vina noastră și a înviat din morți, triumfând peste locuința morților. Și El este acum, Doamne, înălțat la ceruri, la dreapta tronului Tău. Vrem să-ți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, pentru Spiritul Tău pe care ni l-ai trimis nouă oamenilor ca să fie cu noi și este în noi. Tu ai decis să fii de partea noastră, Doamne, în persoana Domnului Iisus Hristos și să locuiești în noi, în persoana Duhului Tău cel Sfânt coborât peste oameni. În această dimineață, Doamne, ne închinăm Ție în acest loc. Îți spunem Ție, Doamne, ceea ce ne place și ceea ce nu ne place în această viață. Îți spunem Ție, Doamne, ceea ce avem și ceea ce ne-am dorit să avem. Venim, Doamne, cu bolile noastre să fie vindecate de Tine. Dorim în acest loc, Doamne, să spunem dorințele noastre pentru a fi împlinite de Tine. Și îți mulțumim că ne asculți. Îți mulțumim că ne binecuvintezi și o asemenea ocazie, Doamne, este ocazia în care noi celebrăm bucuria de a ne apropia de Tine și de a Te experimenta pe Tine în adâncul sufletului nostru, în interiorul ființei noastre. Îți mulțumim și ne închinăm, Te înălțăm și Te binecuvântăm, Tatăl nostru care ești în ceruri. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci le izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin.
și în genunchiesc, pace eu aici găsesc. Fără tine aș cădea, tu-mi conduci inima mea. Eu de tine toată gloria apărătorului nostru. El este de partea noastră, slăvit să fie Iisus. Vă invităm să ocupați locurile și vă spunem tuturor, bine ați venit la Marea Zi a Prietenilor, evenimentul anual organizat de Biserica Philadelphia. Vă mulțumim celor ce ne-ați inspirat cu muzică, momente de rugăciune, de închinare, este bine în locul acesta. Spune celui de alături, dă-i așa puțin cu cotul, spune, e bine aici, e bine aici, e bine aici, e bine, da, este bine aici. Dorim să spunem bun venit oaspeților noștri. Întotdeauna suntem onorați să avem oaspețe și la acest eveniment avem prietenii noștri, oaspeții noștri cu noi. Haideți să aplaudăm pe oaspeți. Bine ați venit la noi, oaspeți!
Simțiți-vă bine în locul acesta, la fel de bine cum noi ne simțim onorați că ați răspuns invitației. Salutăm în mijlocul nostru astăzi din Statele Unite ale Americii, din Marea Britanie. Bine ați venit la noi, americani și englezi. Welcome English people, English speaking people. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. În minutele care urmează vom urmări pe monitoare câteva informații din viața acestei biserici. Suntem la sărbătoare și trebuie să sărbătorim, să ne enumerăm bucuriile, binecuvântările, motivele de sărbătoare și vă doresc un timp plăcut împreună cu noi în locul acesta. Bine ați venit la adunarea Bisericii Philadelphia! Acest program durează o oră și jumătate. În funcție de starea sănătății, aveți libertate de a rămâne așezați în timp ce cântăm sau ne rugăm. Noi organizăm adunări în 5 schimburi diferite duminica. În limba română la 8:30, 10:30 și 12:30. În limba rusă la 15 și 17:00. English translation is available every Sunday at 10:30. Please ask Anasha for headphones. Vă rugăm să deconectați telefoanele mobile sau să activați regimul silențios. Vă aflați într-un local public de închinare, de aceea nu neglijați supravegherea lucrurilor personale. În timpul adunărilor punem la dispoziția copiilor tăi un mediu benefic pentru dezvoltarea personalității lor. Săl de clasă confortabile, echipate cu cele necesare pentru activități captivante. Personalul special instruit, programul atrăgător adaptat vârstei copiilor, îi vor face să se simtă bine într-un anturaj de siguranță maximă. Emisiunile Bisericii Philadelphia Cristale de Har și Adevăr le puteți urmări la EuroTV luni și miercuri la 18:30. Pentru a avea parte de muzică bună pentru sufletul dumneavoastră, accesați philadelphia.md/radio și ascultați 24 de ore din 24 Radio Philadelphia. Dacă aveți vreo întrebare, adresați-vă personalului de serviciu. Biserica Philadelphia nu percepe taxe pentru servicii religioase. Toate resursele financiare necesare pentru proiectele noastre nobile provin din donațiile voluntare ale membrilor și partenerilor noștri. Un motiv de mulțumire la adresa lui Dumnezeu este că Biserica Philadelphia a fondat și administrează singurul liceu creștin din țară. Grupe de grădiniță, școală primară, gimnaziu, liceu, o echipă didactică competentă și instruire academică bazată pe principiile morale biblice. De asemenea, mulțumim lui Dumnezeu pentru orfelinatul de tip familie al bisericii, în cadrul căruia 10 familii cresc copii abandonați, 10 case oferă locuință celor fără adăpost. Cu recunoștință mulțumim lui Dumnezeu care ne-a ajutat să distribuim anual peste 100 tone de ajutoare materiale celor nevoiași. Tu ești om cu demnitate. Viața ta are scop. Noi te ajutăm să trăiești la potențialul tău maxim. Participă cu noi la adunările Bisericii Philadelphia. Sărbătorim, celebrăm Marea Zi a Prietenilor în cadrul Bisericii Philadelphia și ne bucurăm că cu noi sunt prietenii, ne bucurăm că voi sunteți prietenii Bisericii Philadelphia. Haideți să aplaudați încă o dată toată lumea care se prezentă aici. Cu ocazia încheierii anului școlar, vreau să felicităm absolvenții liceului, elevii, cadrele didactice, părinții, bunicii, și să le spunem vacanță frumoasă. Haideți să aplaudăm pe toți elevii și toți absolvenții noștri. De asemenea, permiteți-mi, dragii mei, să mulțumesc din partea echipei de conducere a Bisericii Philadelphia. Mulțumesc tuturor celor care au participat ieri la Servoluție, această acțiune prin slujire practică, prin efort fizic. Mai mult de 200 de persoane au fost cu noi la această acțiune și vă mulțumim foarte mult. Haideți să aplaudăm toți cei care au participat la această acțiune. Vreau să apreciez în mod special echipa de misiune din America care au participat cu noi la Servoluție ieri. Da, brothers and sisters from Highlands Church, please stand up. Yes, 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 yes. Haideți să aplaudăm furtunos. Vă mărturisesc că au slujit cu noi cot la cot și au rezistat la munca fizică și au făcut-o din dragoste pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul să-i binecuvânteze! Spuneți amin!
Doamne ajută să facem cât mai mult și cât mai dese. Dragii mei, atunci când ați intrat în acest loc, ați fost întâmpinați bine de echipa noastră de întâmpinare, de ospitalitate și ați primit la intrare un formular de... La intrare ați primit un formular de comunicare, vă rog foarte mult ca să-l luați în mâna dumneavoastră. Noi suntem foarte mulți, suntem mii de oameni adunați duminică de duminică la acest loc. Avem 5 adunări consecutive și putem să ne cunoaștem, putem să ne rugăm pentru dumneavoastră, putem să cunoaștem nevoile dumneavoastră doar în baza acestui formular. El este un instrument util pentru viața Bisericii Philadelphia. Vă rog și vă invit să completăm prima parte a formularului. Vă rog să indicați numele dumneavoastră, adică familia, prenumele, patronimicul dumneavoastră, data și anul nașterei. Organizăm diverse activități în această biserică și vă vom aduce la cunoștință și vă veți fi invitați la anumite activități speciale. De asemenea, telefonul de contact. Vă rugăm să ne lăsați fie unul de domiciliu, fie unul de celular. Important este să avem un număr de telefon ca să evităm suprapunerile de familie și nume. În această biserică deja avem mai mulți de Scântei Gheorghe sau alte familii și nume, prin urmare ne veți ajuta foarte mult. În partea dreaptă vă rugăm să indicați dacă sunteți oaspete prima dată, oaspete a doua oară sau participant frecvent, în funcție de participarea dumneavoastră la adunare. Acum mă adresez către cei care sunt pentru prima și a doua oară la adunarea Bisericii Philadelphia. Vă comunic, dragii mei, că Biserica Philadelphia oferă un cadou special tuturor celor care sunt pentru prima și a doua oară. Pentru noi este un privilegiu să vă surprindem plăcut și la domiciliu. De aceea vă rugăm să ne lăsați adresa dumneavoastră poștală, pentru că prin poștă vom trimite cadoul nostru special în zilele următoare. Vă mulțumesc foarte mult, Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne-a făcut o deosebită bucurie că sunteți cu noi la sărbătoare și vreau să invit acum pe Anastasia și Alina, care sunt pregătite să cânte, vor cânta un duet, sigur că nu un trio, să vă ajute Domnul, poftim! Slava ta, peste mea.
Tu mi-ai deschis ca să văd slava ta. Doamne, în viața mea va domni slava ta peste mă. Voi veni când tu îmi șoptești să vii. În aceeași zi s-au mai născut 17 milioane de oameni. Pe parcursul anilor de școală ai în jur de 17 prieteni, dintre care la 40 de ani vor rămâne doar 2. Îți va crește 950 km de păr. Vei râde pe zi de 18 ori și vei merge pe jos distanța egală cu tripla lungime a ecuatorului. Vei consuma în jur de 3 tone de mâncare și vei bea mai mult de 9.000 de cești de cafea. Iar șansele de a muri electrocutat va constitui 1 la 10.000. În mediu, vei petrece 10 ani la serviciu, 20 în somn, 7 luni în ambuteiaje și 2 luni jumate așteptând răspuns la apelurile telefonice. 12 ani vei petrece în fața televizorului și 19 zile în căutarea telecomandei. Și doar 20% din timpul vieții rămâne pentru a trăi. Deci, nu pierde nicio clipă. Bucură-te de viață alături de prietenii tăi. Suntem la Marea Zi a Prietenilor, acest eveniment organizat de Biserica Philadelphia și cu această ocazie vreau să salut pe cei ce sunt împreună cu noi la adunările părților componente ale Bisericii Philadelphia, la Dorotskaya, Pruncu, Rusca, Dumnezeu să vă binecuvinteze, celebrați acolo, la distanță, de asemenea cei care sunteți cu noi pe internet sau la televizor, în cadrul emisiunilor noastre la televizor, suntem bucuroși să fim o familie mare, împrăștiață în diferite locuri în această lume, lăudați să fie Dumnezeu. Haideți să aplaudăm pe Dumnezeu. El merită toată gloria în locul acesta. El merită toată gloria în locul acesta. Marea zi a prietenilor. De ce Marea zi a prietenilor? De ce această sărbătoare organizată de Biserica Philadelphia? Ei bine, vreau să știți că prietenia îi interesează foarte mult pe oameni. Chiar și acele prietenii aproape imposibile. Așa spun și prietenii mei despre mine. O prietenie imposibilă. Prietenim cu un om imposibil, da? Zilele trecute am făcut o căutare pe Google. Câți dintre voi ați auzit de Google? Google. Ați auzit de Google, da? Cei care n-ați auzit de Google, o să auziți de Google, da? Pe internet, în mai puțin de 2 secunde, 1,6 secunde, Google mi-a oferit 780 de milioane de articole despre prietenii. Iată cât de mult îi interesează pe oameni, iată cât de mult discută oamenii despre prietenie. Iată cât de mult scriu oamenii articole. Această temă este foarte, foarte solicitată. Unul din președinții Statelor Unite ale Americii, spun asta ca să se simtă bine americani cu noi, el a spus, dacă prietenia este slăbiciunea ta, dacă nu te poți abține să-ți faci prieteni noi, dacă nu te poți abține să nu prietenești cu cât mai mulți oameni, dacă prietenia este slăbiciunea ta, tu ești cel mai puternic om din lume. Eu cred că a avut dreptate Abraham Lincoln, da? Pentru că relațiile de prietenie sunt o mare forță, pot fi
o forță pozitivă și dă, Doamne, prieteni buni care ne încurajează, ne susțin, ne ajută la cele bune, sau pot să fie o influență negativă. Păzește-ne, Doamne, de prieteni răi care ne sugerează idei proaste și ne îndeamnă la rău. Noi suntem în locul acesta să celebrăm adevărata prietenie, adevărata prietenie care ne influențează la bine, care ne duce spre bine, și noi punem preț pe aceasta. O adevărată prietenie nu este chiar gratuită. Prietenii adevărați, spunea cineva, sunt greu de găsit. Spuneți greu. Noi știm. Prietenii adevărați sunt greu de găsit. Sunt foarte greu de părăsit, spuneți foarte greu. Foarte greu de părăsit și imposibil de uitat, spuneți imposibil. Prietenii adevărați. Există prietenii falși și dușmani adevărați. Există, nu? Nu știu dacă există dușmani falși. Nu, nu. Dar dușmani adevărați și prieteni falși există. Dar prietenii adevărați sunt greu de găsit, dar nu imposibil, slăvit să fie Domnul, că nu imposibil de găsit, sunt foarte greu de părăsit, nu-ți vine, nu-ți permiți să-i părăsești și este imposibil de uitat, chiar dacă situațiile vieții ne separă, ne despardă, prieteniile adevărate rămân în memoria noastră și noi în această zi sărbătorim pe prietenii adevărați. Noi sărbătorim adevărata prietenie în cadrul acesta solemn, public, organizat de Biserica Philadelphia. Cu această ocazie aș vrea să mă ajutați să identific cea mai durabilă prietenie care o avem la această adunare de sărbătoare în această sală. Deci aș vrea să identificăm două persoane sau două cupluri, două familii pot să fie, care sunt cei mai vechi din cei care sunt în sală acum, în prietenia lor, în prietenia lor sănătoasă. Haideți să vedem, mă ajută cineva? Vreau să identificăm încă o dată. În afară de prietenia dintre soț și soție, că și eu aș fi prieten de 20 și, nu? Cu ea. Nu știu dacă ea se laudă cu prietenia mea. Da? Dar, deci, în afară de relația de căsătorie, haideți să ne înțelegem, da? Cine a venit la această sărbătoare cu prietenul, prietena, iar relația aceasta de prietenie este de 10 ani. Câți? 40 de ani, prietene, e posibil? Și încă Doamne, da? Nu, este 40 de ani. Este cineva, este o prietenie mai veche de 40 de ani în sală? Concurați, 50 de ani și este, dar e soțul dumneavoastră. Am spus, cu mătru și încă ați întărit prietenia, a? Extraordinar. În Moldova, cumătru contează foarte mult. Am învățat asta. Cumătru înseamnă foarte mult. De pe stradă până la guvern, cumătru înseamnă foarte mult în țara aceasta, nu? Cineva a vrut să aplaude. Haideți să aplaudăm pe cumătrei. Extraordinar. Minunat. Este o doză de ironie în ceea ce am spus, dar nu în totul, da? Deci știu că există relații sănătoase, inclusiv la... Deci de câți ani sunteți cu... De 50. O prietenie mai veche de 50. Haideți să concurăm, da? E interesant. O prietenie mai veche de 50 la această sărbătoare? Mai veche de 50? Ne-au bătut pe toți oamenii ăștia, nu? Vă rog să veniți aici în față, da? Cei mai vechi prieteni de la Marea Zi a Prietenilor. Vă rog, veniți în față, vreau. Da, aplaudați, veniți aici în față, stați aici în față. Da, vă rog. Faceți loc ca să iasă printre rânduri. Biserica Philadelphia... Biserica Philadelphia vă oferă un voucher în valoare de 1000 de lei pentru a servi o masă copioasă la restaurant. Nu puteți cheltui bani în altă parte. Da? Puteți doar să vă invitați prietenii, rudele, în valoare de 1000 de lei puteți să mâncați la restaurant. Felicitările mele, da?
Dau, Doamne, am încredere că o să vă invite la masă, da? Felicitările mele, cei mai veteranii prieteniei la această sărbătoare. Bravo, felicitări! Ocupați locurile! În timp ce am felicitat pe acești oameni care sunt campionii prieteniei la acest moment, desigur, toți suntem la această adunare, la această sărbătoare, legați, aduși, motivați de o relație de prietenie. Este marea zi a prietenilor. Fiecare ne-am invitat, ne-am adus prietenii și îi tratăm în modul cel mai binecuvenit posibil. Spuneți-mi, vă rog, ce reprezintă acest fond, această imagine de fond? La ce vă trimite? Un fagure de mere, un stup de albine, prietenesc albine, lucrează bine împreună? Este productivă această relație din stupul de albine? Este productivă? Cum se numește producția fagurelor, a stupilor de albine? Mierea de albine. Aș vrea în această zi, în numele echipei de conducere a Bisericii Philadelphia, să vă oferim câte un borcănaș. Vă rog, nu luați două, că o să chem poliția. Da? Câte un borcănaș se vor da din mână în mână și este simbolul prieteniei care produce plăcere. Doar câte un borcănaș. Doamne ajută! Dați din mână în mână și fiecare ia câte un borcănaș, să nu-l scăpați jos că se sparge și nu vă-l dăm pe-al doilea. Dăm de mână în mână, nu avem timp. Am luat timpul de la predică și vă fac reclamații. Frate Victor, dăm de mână în mână. Vreau mișcare, mulțumesc. Bravo, bravo. Mai aveți 5 secunde. Vă mulțumesc. Are toată lumea borcănașul cu miere? Are, da? Mulțumesc. Aceste borcănașe au fost pregătite de o echipă de vis, de voluntari din această biserică, cu multă răbdare. Aș vrea în acest moment să le mulțumim că n-au mâncat-o. Și să le mulțumim că au muncit mii de borcănașe pentru toată lumea care va participa la cele 5 schimburi a acestei sărbători astăzi, va primi să nu spuneți, este secret, să nu spuneți mai departe, nu? Așa? Deci au pregătit-o cu multă, multă dragoste. Este un simbol al prieteniei care e dulce, care produce satisfacție, produce plăcere. Haideți să aplaudăm pe cei ce au pregătit. Mulțumesc mult, echipa de vis! Vă mulțumesc mult! Cu mii de ani în urmă, Dumnezeu ne-a comunicat în cartea sa valoarea prieteniei. Citim în cartea sfântă, în cartea lui Dumnezeu. Așa cum uleiul și substanțele parfumate înveselesc inima, sfatul unui prieten oferit cu amabilitate produce satisfacție. Aș vrea în această zi, celebrând prieteniile sănătoase,
să-i mulțumim lui Dumnezeu, să fim recunoscători pentru acei oameni din viața noastră care sunt adevărați prieteni și care ne abordează cu respect, cu politețe, cu amabilitate și se gândesc la binele nostru. Ne fac să ne simțim importanți, să ne simțim susținuți, înțeleși, să ne simțim bine. Prietenii adevărați sunt oamenii care ne fac să ne simțim bine. Doamne, fii lăudat pentru cei ce au asemenea efect, asemenea influență asupra vieții noastre. În cadrul Bisericii Philadelphia, noi accentuăm, în cadrul Bisericii Philadelphia, noi scoatem în evidență, organizăm atât de mult cât este posibil relațiile sănătoase, prieteniile sănătoase. Avem grupurile bisericii, avem un cadru în care oamenii pot să se înroleze și au posibilitatea să își găsească prieteni adevărați și să fie, să dea dovadă de prietenie adevărată față de alții. Cu cât o relație este mai apropiată și mai sănătoasă, o relație de prietenie, cu atât ea este mai benefică, cu atât ne face să ne simțim mai bine. Și desigur că fiecare dintre noi avem în inima noastră, în mintea noastră, întrebarea bună, întrebarea bine formulată. Cum să procedăm ca să ne bucurăm de prietenii sănătoase? Cum să procedăm ca să beneficiem de prieteni adevărați în viață, care să ne respecte, care să ne susțină și care să ne facă să ne simțim bine? Cu 2000 de ani în urmă, Fiul lui Dumnezeu a devenit om și a locuit în lumea noastră. Iisus Hristos este cea mai credibilă persoană din întreaga istorie. Pentru mine personal, Iisus este cea mai credibilă persoană pentru că și-a prezis, a spus mai dinainte că va muri și că va învia. Și acestea au avut loc în tocmai așa cum a prezis El. Și când o persoană își prezice moartea și încă înviază din morți, cum a prezis, merită să-L respecti și poți să te bazezi pe așa persoană știind că niciodată nu te trădează și niciodată nu vei fi dezamăgit. Eu nu cred în Iisus pentru că scrie în Biblie, ci cred Biblia pentru că vorbește despre Iisus. Iisus este reperul, este fundamentul convingerii mele, încrederii mele și credinței mele. În Biserica Philadelphia, noi suntem de fapt oamenii care l-au urmat pe Iisus cu încredere, care i-am dăruit toată încrederea Domnului Iisus Hristos și încurajăm misiunea noastră, responsabilitatea noastră, preocuparea noastră este să încurajăm, să ajutăm, să susținem cât mai mulți oameni din acest oraș, din această țară, din această lume să se încreadă în Iisus și să-și trăiască viața împreună cu Domnul Iisus Hristos. 2000 de ani în urmă, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, persoana cu creditul cel mai înalt din istorie, a spus ceea ce urmează să citesc, ceea ce vreau să citesc și ceea ce aș vrea să subliniem la această sărbătoare specială. Iată ce spunea Mântuitorul. Porunca mea pentru voi este aceasta, să vă iubiți unii pe alții exact cum v-am iubit eu. Mântuitorul a spus clar și foarte, foarte direct. Dragostea nu este un sentiment doar și nu este opțională. Este un verb și este o poruncă, un imperativ. Trebuie să ne iubim unii pe alții. Secretul relațiilor sănătoase, dezvoltarea prieteniei adevărate are la bază
acest verb are la bază această poruncă a Mântuitorului Iisus Hristos. Oamenii ca mine și ca tine, oamenii ca noi, avem responsabilitatea de a ne iubi unii pe alții. Corect? E drept? Viața noastră ar putea fi mai bună. Fiecare dintre noi s-ar putea simți mai bine dacă în această lume tot mai mulți oameni ar lua în serios porunca Domnului Iisus Hristos și în mod practic s-ar iubi unul pe celălalt. Corect? Dar în al doilea rând, Mântuitorul a spus că nu avem doar responsabilitatea de a ne iubi unii pe alții așa cum putem, așa cum ne imaginăm, așa cum credem noi, așa cum vedem și noi pe alții făcând acest lucru. Și el a precizat că dragostea trebuie practicată exact cum ne-a iubit el. El este modelul. El nu este doar învățătorul, el este exemplul demn de urmat în materie de relație sănătoasă, în materie de prietenie adevărată. Noi învățăm de la Iisus multe, dar ceea ce ne impresionează cel mai mult, ceea ce ne influențează cel mai mult viața și comportamentul nostru de zi cu zi, stilul nostru de viață, este exemplul său personal. Este modul în care el a demonstrat ceea ce a învățat, modul în care el a demonstrat dragostea în cazul acestei discuții. Și el continuă să ne comunice. Nu există o mai mare demonstrație, spuneți demonstrație. Nu există o mai mare demonstrație de dragoste decât atunci când cineva își sacrifică viața pentru prietenii lui. Iisus și-a dat viața. Iisus a demonstrat cât de mult îi iubește pe oameni, murind în mod voluntar, de bunăvoie, pentru păcatele oamenilor, pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Noi suntem în locul acesta aici, noi suntem biserică. Biserica Filadelfia există pentru că Iisus a decis să-și demonstreze la superlativ, în modul cel mai concret posibil, în modul cel mai sublim posibil, dragostea față de oameni. El a demonstrat, dându-și viața pentru noi, că este prietenul nostru, că ne vrea binele, că vrea să ne simțim bine. Și apoi Mântuitorul continuă să explice: voi sunteți prietenii mei dacă respectați practic ce vă poruncesc. Voi sunteți. Relația cu Iisus este condiționată dacă demonstrezi dragoste față de oamenii din jurul tău. Dacă iei în serios relațiile și ești preocupat de relații sănătoase, iubind pe cei din jur, așa cum ai iubit Iisus, dorindu-le binele, sacrificând nu doar un borcănaș cu miere. El este simbolul a ceea ce poate produce o relație. El este doar o idee a rezultatelor extraordinare pe care le putem culege, pe care le putem experimenta în urma relațiilor sănătoase. Mântuitorul a spus, iubindu-vă unii pe alții, investind în prieteniile voastre, vă calificați ca și prieteni ai mei. Și noi vrem să fim prieteni ai Domnului Iisus Hristos, pentru că El ne-a iubit așa de mult și și-a dat viața, și-a demonstrat dragostea, murind pentru noi, prietenii Lui. Dar toți știm că relațiile mai și eșuează și nu există durere mai mare în suflet decât cea produsă de dezamăgirile
în cadrul relațiilor de prietenie, de rănile, de dramele relațiilor eșuate în viața oamenilor. Relațiile, cu cât sunt mai profunde, cu atât sunt surse potențiale de dezamăgire. De asemenea, în a patra duminică a acestei serii, Ce de ce, curte, dragoste, căsătorie, vom avea o nuntă. În Biserica Philadelphia nu se fac nunțile duminica. Vom avea o nuntă tocmai pentru că încheiem această temă și mulți dintre voi tare ați vrea să vedeți cum are loc, în ce formă este organizată nunta la Biserica Philadelphia. Bineînțeles că pe cei mai mulți oameni în general interesează cum va fi organizată mormântarea. De parcă așa se măsoară succesul, nu? Mormântarea mea va spune totul despre mine. Nu, nu, nu. Deci, ultima duminică, pe 2 iulie, în cadrul Bisericii Philadelphia vom avea o nuntă și vom încheia această temă, această discuție cu mire și mireasă pe platformă, ceea ce se întâmplă rar în istoria Bisericii Philadelphia, pentru că nunțile sunt organizate duminica, deoarece sâmbăta, deoarece duminica este prea aglomerată, este prea ocupată. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sunt nerăbdător să vă văd din nou, să vă revăd, începând cu duminica viitoare, 4 duminici la rând. Acum, luați, vă rog, formularul de comunicare pe care l-ați primit la intrare. Da? L-ați primit la intrare. Și pe verso, pe partea a doua, sunt acolo câteva opțiuni. Ne stau la dispoziție următorii pași în cadrul acestei biserici, la orice eveniment, la orice ocazie. Nu plecăm de aici până ce nu concretizăm ceea ce am putea pune în practică, ce anume am putea face plecând din locul acesta. Următorii mei pași, în partea stângă. Astăzi îmi dedic viața lui Iisus și decid să mă botez. Dacă încă nu ți-ai dăruit viața, haideți să clarific puțin ce e asta. Unii dintre voi credeți că trebuie să vă rezolvați întâi problemele, să vă puneți la punct viața, să fiți în regulă, și apoi cei care sunt în regulă și nu mai au probleme, cei care sunt credincioși, își dedică viața Domnului Iisus și se botează. Total greșit. În această biserică noi credem că oamenii cu probleme, oamenii necredincioși sunt primii care trebuie să ia decizia de a se dedica Domnului Iisus, ca apoi împreună cu Domnul Iisus Hristos să rezolve problemele, să ne botezăm și ajutați de Dumnezeu, ne trăim viața și avem șanse mai bune să reușim în fața provocărilor ei. Dacă încă nu ți-ai dedicat viața Domnului Iisus, bifiază, te vom contacta, îți vom sta la dispoziție și vei reuși să trăiești cu Iisus. Doamne ajută! 2. Voi fi un prieten bun și voi investi în relații sănătoase. Gândește-te pentru un moment la cei oameni care sunt prietenii tăi adevărați și angajează-te să investești mai mult în acea prietenie, să investești mai mult în relațiile acelea sănătoase. Cineva a spus că oamenii neînțelepți sunt cei care își cheltuiesc în zadar banii, dar cei deosebit de neînțelepți își neglijează relațiile sănătoase, nu își administrează timpul pentru a acorda atenție prietenilor adevărați. Fă-ți socotelele astăzi și tu vei descoperi că sunt oameni care contează foarte mult pentru viața ta, pe care adesea îi neglijezi, îi treci cu vederea sau le acorzi prea puțin. Tu știi că prea puțin timp acorzi acelor relații sănătoase. Ia decizia aceasta plecând de aici. Prietenia contează, este dulce ca mierea, nu? Investește în acele relații sănătoase. 3. Îmi voi revizui relațiile în următoarea săptămână. Du-te acasă, gândește-te serios, care relații
sunt benefice și te duc la bine și identifică care sunt acele relații care tu știi foarte bine că nu te duc la bine. Tu știi foarte bine că dacă vei continua cu acei prieteni, vei ajunge unde nu va fi bine de tine deloc. Dă-le un telefon astăzi, spune-le că ai rupt legătura cu ei. Chiar acum, în timp ce mă ascult, scrie-le un text, un SMS, spune-i că am zis eu, spune, Doru a zis să nu mai prietenesc cu tine. Dați vina pe mine. Da. Sunt relații imorale, distrugătoare, sunt relații rușinoase, care nu-ți fac cinste, care nu te onorează. Spune-le până aici, astăzi. Astăzi când sărbătorim prieteniile sănătoase, haideți să le punem cruce celor nesănătoase. Amin? Amin? Cineva a vrut să spună amin? Mulțumesc, m-a încurajat. Da? 4. Planific să particip următoarele 4 duminici. Fă tot posibilul, bifează, te vom ajuta, ne vom ruga pentru tine. Să fii cu noi următoarele 4 duminici, să discutăm tema ce de ce. Noile reguli pentru curte, dragoste, căsătorie. Este bine pentru copiii noștri, pentru adolescenții, tinerii noștri, dar este bine pentru noi, pentru noi cei care suntem părinți și unii dintre noi bunici. Bunici în devenire, unii dintre noi. Doamne, ajută-ne să avem relații sănătoase și familii sănătoase. Amin? Pe partea dreaptă sunt oportunități. Această biserică creează oportunități să trăiești viața la superlativ, la cel mai înalt nivel, conform darului cu care ești înzestrat de Dumnezeu. Să fac parte dintr-o echipă de vis. Dacă ești unul dintre participanții frecvenție, ar fi păcat să rămâi pe din afară, ați auzit că echipele de vis ieri la Servoluție au făcut minuni. Nici escavatoare nu trebuie în municipiul Chișinău, pentru că avem echipe de vis. Haideți să aplaudăm încă o dată pe cei ce au participat la Servoluție ieri. Felicitări! Ne mândrim cu voi! A fost greu, dar a fost bine. O săptămână întreagă nu mai merge nimeni la fitness din această biserică, pentru că nu mai merge nimeni la sală, pentru că a tras de lopată și de târnăcop. Da? Să particip la cursul de dezvoltare personală, această biserică îți oferă posibilitatea să-ți identifici capacitățile, darurile tale de slujire și îți creăm oportunități să slujești în cadrul echipelor de vis, să trăiești visul la înălțime. Dacă dorești să te transferi sau să discuți cu un conducător, bifiază, te vom contacta, îți vom sta la dispoziție cu toată amabilitatea posibilă. Pe liniile de jos scrieți, vă rog, dacă aveți vreo idee, vreo sugestie. Pentru noi contează feedback-ul vostru, contează opinia voastră. De asemenea, dacă aveți nevoie de rugăciune sau de un alt gen, scrieți pe liniile de jos, zilnic pe acest covor. Echipa de conducere, echipa pastorală, mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru nevoile pe care le colectăm din formularele de comunicare. Vă promitem cu seriozitate că ne pasă de voi și stăm în prezența lui Dumnezeu și mijlocim pentru voi. După cum observați, acest formular este un plic în care oamenii care au decis în mod personal să investească pentru proiectele nobile ale acestei biserici împreună cu Dumnezeu și introduc contribuția, stimați oaspeți, asta nu-i pentru voi. Această biserică nu urmărește să ia bani oamenilor. Bineînțeles, nu vă interzicem să participați financiar. Dar în această biserică bugetul și acoperirea cheltuielilor are loc prin donațiile de bunăvoie, voluntare, din proprie convingere, pe care oamenii între ei întreabă-L pe Dumnezeu cât trebuie să dai și dacă să dai și doar de Dumnezeu să asculți. Doamne ajută! Introduceți, scrieți pe linia de sus ce reprezintă zeciuială, bani pentru misiunile internaționale sau daruri de bunăvoie și în felul acesta ne vom ruga. Urmează să sfințim în rugăciunea noastră aceste decizii, aceste idei, aceste bani, aceste fonduri investite și Dumnezeu să fie lăudat pentru această zi, marea zi a prietenilor. Lăudat să fie Dumnezeu! Vă invit să vă ridicați pentru rugăciune în acest moment. Părinte din cer, îți mulțumim pentru această zi. Îți mulțumim, Doamne, pentru prietenii adevărați și pentru relațiile sănătoase. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să spunem nu relațiilor
care ne influențează negativ, nesănătos. Spune, ajută-ne, Doamne, să urmărim și să investim în relațiile noastre sănătoase și să dezvoltăm, Doamne, un mediu sănătos pentru familie, pentru cei ce se căsătoresc și pentru cei ce sunt căsătoriți. Îți mulțumesc, Doamne, pentru deciziile luate în această zi, în mod special. Îți mulțumim, Doamne, împreună cu acei oameni care au decis să-și dedice viața lor ție și să se boteze, Doamne, să te urmeze pe tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru toți oamenii care au participat la această sărbătoare și îi binecuvântăm în numele lui Iisus pe cei, Doamne, care au luat angajamentul de a participa următoarele 4 duminici la seria nouă de predici a Curte, Dragoste, Căsătorie, noile reguli cu privire la aceasta. Îți mulțumim că Tu ne binecuvintezi, sfințim fondurile pe care, Doamne, le investim pentru cauza Ta nobilă în această lume. Ne închinăm și Te lăudăm, Tată, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt. Amin. Cântați cu noi, lăsați pixurile și formulare în aceste coșuri și Dumnezeu să fie lăudat. Strălucești, speranță ești și luminezi în noapte. Credința crește când privesc eu gloria ta. Iisus, în tu, lanțul zdrobești, tremură morții când vorbești, iar întunericul nu poate rezista. Revarsă astăzi pe noi iubirea ta și ne inundă. Iisus, noi azi vom striga mai sus de nori să se audă. Tu strălucești, speranță ești și luminezi în noapte. Credința crește când privesc eu gloria ta. Iisuse, tu lasul zdrobești, tremură porții când vorbești, iar întunericul nu poate rezista. Revarsă astăzi de noi iubirea ta și ne inundă. Iisus, noi azi vom striga mai sus de nori să se audă. Oh, oh, oh. Iisus, te vor înalța. Oh, oh, oh. Ai aprins inima ta. Laudă să am, liber spir am înviat. Căci ai biruit păcatul din viața mea. Revarsă azi peste noi iubirea ta și ne inundă. Iisus, noi azi vom striga mai sus de nori să se audă. Iisus, te voi înalța. Oh, oh, oh.
Gloria lui Dumnezeu! Gloria lui Dumnezeu! Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru mântuirea noastră s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, care s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, care s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui, care iarăși va veni cu slavă să judece vii și morții, El a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede. Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit și care a vorbit prin profeți. Cred într-o singură biserică, sfântă, universală și apostolică. Mărturisesc un singur botez pentru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața lumii viitoare. Amin. Vă mulțumesc din suflet că ați participat la această sărbătoare împreună cu noi. Sunt nerăbdătoră să vă revăd duminica viitoare. Începem o nouă serie pe o temă atât de fierbinte, de-abia așteptă. Doamne ajută, aveți o duminică frumoasă, poftă bună. Vă mulțumim încă o dată din suflet pentru participare.